Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 24 ianuarie, zi liberă, așa, dar astăzi toată România, dacă nu e la schi pe pârtia aia mică din Sinaia, să stea 5-6 ore la coadă, dacă nu este blocată în trafic pe singura bandă care mai e accesibilă către pârtia din Păltini, sigur se duce la mol. Nu? Da, la mol, libere, la mol e full. Românii se duc la mol. La Iași, doi domni au venit la mol cu tractorul cu plug. Este pozat. Ce, mă? Asta era vehiculul de care au avut ei, la care au avut acces în ziua respectivă, un tractor cu plugul atașat. Și au făcut și o parcare laterală perfectă pe vreo 3-4 locuri. Zici că erau cu BMW-ul sau poate cine știe. Unul dintre ei avea BMW. Bun, nu le-a ieșit chiar din prima, dar nu s-au lăsat. Au parcat frumos. Noroc că era târziu, aveau și loc. Că au ajuns la mol pe la 10 seara. Ei veneau din satul Bosia, comuna Ungheni, 20 de kilometri cu tractorul. Băi, nu cred că au venit cu plugul 20 de kilometri. Ba da. Îl fi arat. Nu, păi se ridică puțin așa, știi? Ei, știu, dar zic, puteau să-l lase. Să-și fac și treaba. Ce s-o fi gândit băieții? Zice, hai să mergem și noi la mol la Iași. Nu, că în țara asta... Nu avem mașină, nu mai merge autobuz, nu avem nimica. Asfaltul arată multe locuri ca și cum ar fi fost deja arat, n-are rost să-l mai are tu încă o dată. Să-l mai arezi încă o dată. Deci asta a fost 20 de kilometri, nu știm când au plecat, poate plecaseră din timp, dar sigur drumul s-a lungit, că eu am mers mai șerpuit așa. Mai șerpuit? Da. Pentru că plecaseră de la o câțime din Bosnia și au luat curaj cu cinzeaca câteva ore ca să se ducă la mol și niciunul nu avea permis de conducere și asta a fost. Că pentru tractor mi se pare că nu... Nu? Parcă așa țin minte că nu. Ești pe drumurile publice? Păi poate nu, dar teoretic n-ai voie să mergi cu tractorul pe drumurile publice. Păi și ca să ajungi la câmp nu mergi pe un drum public? Aici era o dezbatere mai largă, dacă vă aduceți aminte. Unde era dezbaterea asta? Că sunt curios. În mintea mea cel puțin a existat. Pentru șoferi. Cum fac tractoriștii care n-au permis să meargă pe o gor dacă ei trebuie să treacă pe un drum public? O iau direct pe câmp, ca rușii, cu tancul. Pentru șoferii de tractor și care sunt pe recepție, 0728-3132. Pare rău să te dezamăgesc, dar astăzi șoferii de tractor dorm. Dorm? Că nu cred. Munca câmpului nu așteaptă. Crezi tu? Da. Să luați pe frig. Domnul Daia, că domnul Daia zice că nu doarme. El e ca panoul fotovoltaic. De 0728-3132. Este vreun șofer de tractor pe recepție să ne spune și nouă, domnule, cu permis sau nu? Sau fără, da. Sau fără permis când conduci tractor. Oricum, deci domnii din Iași, după ce au plecat de la cârciumă, au ajuns cu tractorul deci la mol, dar ce căutau ei la mol? Aș vrea să ne întâlnim la mol. Băi, întâmplările astea, gen te duci cu plugul la mol, depășesc orice imaginație găsești fie și în piesa asta. Da. Așa mi se pare. Ca în America, în Midwest, ce are? Americanii se duc cu combina la mol, care e problema? Dacă asta e bun, acum cu carnetul de conducere, nu știm, dar ei s-au dus la păcănele. De fapt, acolo, probabil încercând să facă bani de amendă. Deci avea un scop. Da, și de avocați, că poliția a identificat șoferul. Avea 0,95 la mie. Oho, deci era profesionist, n-a venit așa oricum. Păi era din Bosia Ungheni, lângă Iași. Bănuiesc că a luat și combustibil la el, da. Că nu putea să vină cu tractorul. Pe 20 de kilometri. Dacă tractorul merge cu carburant, el nu are și el nevoie de combustibilul lui, de carburantul lui. Corect. Vedeți și... că... Da. E treabă serioasă cu tractoarele. Avem mulți tractoriști? Comportă niște nuanțe. Da. Zice cineva, sunt tractoriști, rutieriști și au carnet. Există și pentru brazdă, fără carnet. A care vin deci, direct la punct... Atenție! La punct fix. La punct fix, adică cineva le transportă tractorul la brazdă și el vine, numai ia cheile, se urcă și face treaba. Păi da, dar întrebarea e legal, să, chiar și pentru brazdă, să conduci un autovehicul? Nu, pe câmp. Chiar și pe câmp. Și trebuie categoria TR sau C? TR, cred că e categoria tractor. Tractor. Termeretus. Deci eu nu cred că poți să conduci fie și un tractor, fie și în câmp, fără să ai permis. Și pe ce câmp cred de... că poți, dar în rest, și da, ce semne de circulație ai de respectat pe câmp, nu te spune. Păi n-ai niciun semn, dar trebuie să știi cum merge utilajul respectiv, că dacă nu știi cum merge utilajul... Cum merge? Are două pedale înainte-înapoi și... Mai mă, serios? Mai are și manetă de coborât plugul. Păi nu, serios, adică să mergi pe câmp cu tractorul, la ce trebuie permis? Da. Sau ca să mergi cu ATV-ul, nu merg copii cu ATV-urile pe coclauri? Asta e foarte greșit. E adevărat, da. Bun. Deci da. Revenind pe domnii tractoriști, au oprit polițiștii când plecau de la mol. Fericiți sau nu?
Câștigaseră sau nu? Da. Cred că nu ajungeau, i-au oprit la barieră, că nu ajungeau cu tichetul la automat, erau prea sus. Nu ajunge! Nu merge! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.